Sigur, cum am mai spus, sper să fie un an mai bun decât 2010. Sperăm să putem beneficia de condiții mult mai bune și eu, principalul meu obiectiv, să construiesc o echipă pentru că am tot sprijinul conducerii momentan și sper să beneficiez și de continuitate în acest scop. Bineînțeles, eu sunt optimist și sper să pot realiza lucrurile astea, având în vedere că am început pregătirile, sper din tot sufletul să putem să aducem jucătorii de care avem nevoie. Perioada de pregătire, sigur, până în 6 martie, când începe prima etapă, primele 3 săptămâni de pregătire pe plan local, urmând ca să avem o pregătire centralizată la Băile Felix, după care să revenim să putem să ne pregătim în vederea, să aducem echipa în formă sportivă cât mai bună în vederea primei etape. Vor fi jucători care vor pleca de la echipă și încercăm să aducem jucătorii noi, jucători motivați, jucători care doresc să vină la Turda, dornici de afirmare, care să completeze locul și să aducă un plus în angrenajul echipei. În acest moment se știe cine vor pleca? Da, se știe jucătorii, dar deocamdată nu au fost reziliate contracte cu niciunul dintre ei. Sau, deocamdată nu foarte multe. Banca a aflat un jucător care l-am avut și la FC Baia Mare de 20 de ani, care va fi prezentat la reunire și la antrenament. Bogdan Andone, care a mai fost aici, un jucător fundat, un jucător de experiență, care sperăm să se integreze și să facă față cerințelor mele. Și săptămâna asta sunt preconizate câteva susțineri de jucători, unii probe, alții care sunt certitudini, vedem. Da, cel care vine de la Biorubeuș. Vanga Vlad, el este. Vanga Vlad, da. Și cel de la Recaș. De la Recaș și eu am vrut să... Era vorba că vine un atacant, am vorbit. Pentru că căutam tot așa în probă un atacant, dar din păcate nu o să mai ajungă, pentru că, cum v-am spus, vreau să vină jucătorii, într-adevăr, cu inima deschisă și să vină motivați la ieșitul. Nu aducem pe nimeni cu forța. Vreau să văd că sunt jucători. Vreau să-i văd pe jucători că își doresc să vină la Turda. Ăsta e unul din criteriul principal pentru care vor veni jucători. Dinspre Universitatea Cluj vor mai veni ceva jucători? Nu știu. V-ați inteles foarte, foarte bine sezonul trecut, deci în 2010 cu cei de la FC Târgu Mureș. Diviziunea a pornit și de acolo și pe jucători. Sperăm să putem să convingem ceva jucători. Să ne ajute. Sunt astăzi la antrenament, sunt jucătorii pe care mi-i doresc în continuare la echipă și în care am încredere. Da, ca urmare al unui proiect de hotărâre pe care l-am inițiat, în calitate de reprezentant al Consiliului Local la FC Ariesul Turda, am reușit să obținem din bugetul local o finanțare de 10 miliarde, respectiv 833 de milioane pe lună. Este o sumă care nu este suficientă pentru a acoperi toate cheltuielile de funcționare a clubului. Vom reuși să obținem și alte surse de finanțări, știu, prin sponsorizații sau vedem cum ne putem descurca. În paralel am luat anumite măsuri, am eliminat, respectiv am exclus din lot câțiva jucători de care nu am fost mulțumiți. Câțiva dintre aceștia aveau și salarii destul de mari. Mergem pe o altă strategie. Am promovat 3 sau 4 jucători de la juniorii turgeni pe care dorim să îi formăm și să îi introducem în echipa mare. Sunt niște măsuri care, în principal, dorim să reducem cheltuielile financiare, să putem să ne încadrăm cât mai mult în banii care îi avem alocați de la Consiliul Local. Există o listă cu jucătorii la care se va renunța? S-a renunțat, deci, da, lista este făcută, nu am acum la mine. Deci avem 14 jucători, dacă bine rețin, la care am renunțat. Și motivul principal a fost pentru că eu nu i-am văzut că doresc să joace pentru Turda. Deci pentru mine este foarte important în momentul în care jucăm, chiar dacă pierdem, să pierdem urind în teren. Și din partea acestor jucători a fost o delasare, un meci bun, 3 rele, măsuri atribuilate și având în vedere că noi răspundem de această activitate, am luat măsuri foarte drastice considerate de către unii. Însă numai așa putem ca să asigurăm locul noi pentru tinerii din Turda pe care doriți? Lotul care a fost în turul campionatului au rămas la echipă Pampea Moldovan, Marcel, Țârcă, Imar, Pocean, Lacoviște, Bucur, Văsâie, Cosma, Taucaci, Bir, Gheții, Șaim și Totezan. Ceilalți au plecat. Cătălin Bucur? Am spus Cătălin, am spus Bucur, Cătălin, da, n-ai fost atent. N-am spus mă Bucur, n-am spus Cătălin. Au plecat Cucurzan, Mihu, Dolha, Moldovan Ion, Danciu, Curtuiuș, Moca, Pop Alexandru, Teușan și Murar. Sigur că între ei probabil că erau și jucători care erau de perspectivă, dar la valoarea care au prezentat-o ei și la jocul care l-au prezentat în meciurile în care au jucat titular sau intrând în locul altora, n-au demonstrat că merită să-i păstrăm la Turda, mai ales că unii dintre ei efectiv i-am simțit că n-au nici cea mai mică atracție pentru oraș și pentru echipa noastră. Ca atare s-a renunțat la ei, lângă lotul care vi l-am spus că au început pregătirile astăzi, se vor lipi câțiva din viitorii jucători care îi aducem. Unul dintre ei l-am văzut, doi am văzut aici deja, Vanca, un băiat tânăr de la FC Baia Mare jucase, acum au jucat la Beiuș în turul ăsta de campionat și se întoarce la echipă Andone, Bogdan Andone. Deocamdată ăstea sunt noutățile. Tony s-ar putea să rămână la noi. Deocamdată pleacă cu Universitatea Cluj în pregătire și dacă nu-i pe placul antrenorului și a celor care se ocupă de echipă, rămâne la noi. Dacă Universitatea va avea alți jucători pe care îi disponibilizează și ei doresc să vină să joace la tur, dar nu așa cum au dorit să facă Teușan și Gudola, încercăm să-i aducem, dacă va fi cazul. Mai sunt discuții cu câțiva jucători. Domnul Stan este plecat la Baia Mare, la Târgu Mureș, să discute cu câțiva din jucătorii de la Târgu Mureș care sunt disponibilizați. Presupun că șansele nu sunt prea mari să-i aducem, pentru că la un moment dat îți convine mai mult să stai în Târgu Mureș și să iei, ce știu, 4-5.000 de euro, chiar dacă joci în Liga 4-a, decât să vii să joci la Turda. Dar oricum fotbaliști vor fi mulți pe care îi vom aborda și vom găsi ceea ce ne lipsește. Vom încerca să completăm lotul cu câțiva atacanți, pentru că în afara lui, dacă Tony nu vine, atunci chiar nu avem niciun atacant. Singur lucru ăsta, Cătălin, care e un pic de atacant. În rest, și copiii ăștia care s-au adus lângă echipă, nici ăștia nu sunt atacanți niciunul. Așa că vom căuta atacanți în mod special, dar vom găsi. Eu nu am plecut de acolo, dar să vedem, dar eu nu am plecut. Gol după gol. Să În aprilie, termenul limită, în aprilie. În aprilie îi dăm drumul. De 50, v-ați înunit. V-ați înunit. Ăla în aprilie funcțional. Finalizăm și ăsta, am primit încă la 1000 de 400 de